Numele partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu a devenit oficial Partidul Liberal Reformator, deși a fost creat prin decizie politică încă dinainte de alegerile prezidențiale. În acte, partidul nu a fost până acum oficial, pentru că niciun partid nu poate participa la alegeri dacă nu este înregistrat în registrul partidelor politice cu cel puțin 6 luni înainte de alegeri. Liberalii lui Tăriceanu, care abia s-au obișnuit cu numele noii formațiuni politice, imediat după Paște vor fuziona cu Partidul Conservator și se pare că noul nume va fi PLR. În momentul de față, PLR este un partid aflat pe lista partidelor politice din România. Nu se mai poate spune în momentul de față că nu avem identitate, că nu avem statut sau siglă și așa mai departe. Până la definitivarea alegerilor interimare, alegerilor pentru a termina cu acest interimat, o să procedem, bineînțeles, după trecerea acestor sărbători pascale, într-un regim de urgență, la fuziunea adoptată împreună cu Partidul Conservator și, așa cum am amintit într-o conferință anterioară, vor avea loc alegeri atât la nivel municipal, cât și la nivel județean, precum și la organizațiile de femei și de tineret. Tot după sărbătorile pascale, liberalii reformatori din Giurgiu se pregătesc de alegeri interne, formula actuală de conducere fiind una interimară.